Și mai schimbăm registru, vorbim împreună cu Alexandru Ilie, pentru că este vineri, despre sănătatea noastră, în general despre postură și despre dureri. Astăzi am hotărât să atingem un subiect care după nume s-ar putea să nu vă spună nimic, dar este foarte, foarte întâlnit. Bună dimineața! Bună dimineața, așa este, ai spus extrem de bine, pentru că cocoașa văduve este subiectul nostru de astăzi. Este un subiect care interesează în special doamnele, pentru că ele au incidența cea mai crescută. Ce presupune, de fapt, este acel tip de cocoașă pe care îl putem vedea la nivel cervical. Și m-am pregătit aici să vă arăt niște aminte. Nevoie de model? Bineînțeles, te rog, ajută-mă. Bucălaie! Hai că să vină modelul nostru favorit, pentru că vreau să vă arăt niște amintiri din viitor. Așa se numesc. Lasă-mă să fac eu identificarea. Bine un pic. Ha, bună dimineața. Să arăt cum o să arăți în 25 de ani. Uitați-vă un pic deja la Radu, cum deja se poate observa această structură. Nu întâmplător am rugat să puteți să... treaba. Nu, uitați-vă exact în zona aceasta, dacă avem un detaliu. Uite, aici cu spatele să stăm, vedeți? În zona aceasta, Radu începe să dezvolte o formațiune care se va transforma în viitor într-o micrococoașă, care va arăta undeva cam așa. Haideți, domnul Alex. Da? Cam asta este cocoașa de văduvă. Exact. Sau cocoașa bizonului. Este de fapt... Dar ce e acolo? Este un lipom la un moment dat care se formează. Este o formațiune de grăsime pe care corpul o aduce pentru a-și proteja țesutul moale. Ce se întâmplă, de fapt, și de asta l-am adus și pe Gicuță, în această zonă în care coloana cervicală se întâlnește cu cea toracală, numită juncțiunea cervicotoracică, avem această vertebră care o vedem că este mult mai proeminentă. În momentul în care capul pleacă mult prea în față, împreună cu gâtul, așa cum știm, din cauza timpului petrecut pe laptop, pe telefonul mobil, această componentă osoasă, această structură, începe să împingă realmente în țesutul moale. Și aici l-am adus astăzi pe mini-gicuță, îl numesc eu, tocmai pentru a putea să exemplificăm ce se întâmplă în momentul în care capul pleacă ușor spre înainte, se formează ușoară cocoașă și vedeți această formațiune osoasă iese mai în față care începe să agreseze țesutul. Conform studiilor, această agresiune în mod repetitiv este factorul principal generator de acumulare de țesut gras, care are ca obiectiv, repet, să protejeze această agresiune repetitivă. Deci corpul își face treaba, săracul. Așa este. Ce avem noi de făcut este, în primul rând, să îmbunătățim ușor postura și să accelerăm metabolismul local din această regiune, pentru a nu ajunge să dezvoltăm acest tip de lipom extrem de agresiv, care la un moment dat poate determina chiar și fenomene de durere locale, pe lângă fenomenul de pentru starea de inestetică pe care o putem observa, și bineînțeles în final se poate ajunge chiar și la microchirurgie. Dar nu pare reversibil, adică e ciudat, deja când s-a ajuns foarte departe nu mai e cum să te întorci. Când s-a ajuns foarte departe, așa este, chirurgical se poate repara, însă vreau să vă arăt acum două lucruri foarte simple pe care vă propun să le faceți chiar acasă, cu ajutorul cărora, odată făcându-le atenție în mod repetitiv, nu avem o pastilă minune să facem odată și să nu se mai apară niciodată, putem să stăm departe de acest fenomen. Ce avem de făcut este să începem să ducem capul în spațiul său de domiciliu. Asta înseamnă că vom pune, ia uite un pic la mine, o să facem această mișcare simplă, o numesc eu mișcare de sertar, da? Uite, exact așa. Practic această mișcare de sertar o putem face de 10 ori și deja această structură proeminentă pe care o arătam în zona aceasta începe să se normalizeze. Iar apoi o să trecem într-un circuit de care te provoc și pe tine, știu că îți plac circuitele. Și ducem cât putem în spate sau chiar forțăm puțin? Nu ducem pe spate, nu facem această arcuire, ci ducem cât putem de mult coloana într-o stare de corecție posturală, da? Okay. Împing cât pot de mult acolo și stau 10-20 de secunde, poți ajunge să stai chiar dacă ești la birou în această poziție corectivă, da? Și stai acum în patternul tău postural, vină cu capul înapoi spre înainte, cum stai tu în mod normal. Cum stai tu cu capul? Așa. Cam aici, vedeți? Da. Cum se formează această zonă din partea aceasta? Da? Tu aici trebuie să împingi capul spre domiciliu. Haideți să facem un circuit, vă provoc pe toți cei care ne urmăriți. Sincer, sunt pare rău. 4 litere pe care vreau să le replicăm. În primul rând avem Y-ul, W-ul, T-ul și L-ul. Avem adică un minut și jumate. Un minut și jumătate, ce înseamnă asta? Din poziția în care ne aflam, ducem bărbia mult în spate. Haide cu mine. De aici vreau să ridicăm brațele sus, în formă de Y. Capul nu pleacă spre înainte și stăm aici fix 15 secunde. Haide, 1, cu 2, înapoi, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coboară ușor brațele în formă de Y, W acum. Și stai acolo, nu lăsa capul înainte. 1, 2, 3, dă brațele spre înapoi, Dani. Pare omoplați, atâta merge. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Acum T-ul, brațele în lateral, întinde capul la loc, nu lăsa capul înainte. Nu arcui zona lombară, Dani. Și
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, trage, 14, 15 și elu, coatele apropiate, pumnul mult în lateral, capul nu pleacă spre înainte, așa, cap, privirea sus, Dani, bravo, Radu. Chiar se simte 5, că funcționează, 6, adică... Jos, 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 coatele, jos, coatele, cât mai aproape de trunchi, 9, 10, 11, 12, 13, 14, respirăm. Acest circuit îl putem face în fiecare zi, chiar și la birou, cu ajutorul căruia putem să activăm acest metabolism și nu în ultimul rând musculatura posturală, care ne ajută foarte mult să păstrăm acea poziție corectivă dobândită prin sertarul pe care l-am arătat la început. Y, W, T și L. Exact. Și pentru Bucălaie un adio. A, D, I, O. Adio. Mulțumim tare mult, uite că n-am știut că așa îi zice. Etimologia termenului este de studiat. De ce îi zice cocoașa văduvei? Dar vom afla despre asta probabil cu Sfântul Google sau pe pauză, că nu vreau să dezvolt acest subiect la televizor. Luăm pauză, ne vedem imediat. Mulțumim tare mult, Alex. Și eu mulțumesc.